Faptul că nu am fost atent, că era rândul meu acum. Nu pot să-mi cer iertare pentru că așa am fost furat de peisaj, am rămas în lumea aceasta Apocalipsei, am ascultat cântarea aceasta cu lacrimi. E fantastic. E fantastic. Și așa este că noi care stăm aici vom vedea cu ochii împlinirea acestor lucruri. A promis Dumnezeu. Dumnezeu și-a dat cuvântul. Ce, să... Ce altă garanție? Am dori să am mai cere pe lumea asta. Dragii mei, o să facem ordine în programul care mai avem, și în primul rând aș dori să rezolvăm problema uh, bucuriei noastre de astăzi, dublii bucurii de a primi în mijlocul nostru, două persoane care uh, vor fi prezente aici. Uh, chiar vă rog să veniți puțin aici pe prima bancă. <laughs> Debra e puțin palidă. Da, Alex, te rog să vii aici. Așa și... Ok, you may have a seat. Monic, poți să vii și să stai lângă Debra? de te de, de mai aproape acolo. Bun. Așa. Um, dragii mei, aș dori să definez puțin lucrarea care va avea loc. Nu, primirea unor oameni în comunitate nu este examen de teologie sau examen la teologie, așa cum au făcut a, până în momentul de față, unii oameni au trecut printr-o experiență înspăimântătoare în această direcție. De asemenea, nu este anchetă. Primirea unor oameni în biserică nu este anchetă. Nu este nimeni însărcinat să verifice motivele cuiva să cântărească să judece să departe de Dumnezeu așa ceva. Ce motiv are cineva pentru care dorește să fie botezat? E treaba mea aceasta? Simon Magu îi spune evangelistului Filip că vrea să fie botezat. Evangelistul Filip îl botează pe loc. Apoi vrea să cumpere Duhul Sfânt cu bani. Asta e problema lui Simon. Evanghelistul Filip nicăieri în Biblie nu-și cere iertare pentru că a botezat un vrăjitor ca acesta care a cerut să fie botezat. Ar trebui să fie puțin înțeleasă această problemă în biserică. Sunt oameni care au mentalitate stalinistă, între conducători și în biserici. Staliniști pur grad. Și anume, ei cred și vor și exercită forță în a fi conștiință pentru altul. Ei vor să știe de ce unul ia Sfânta Cină, de ce unul devine membru în biserică, de ce unul pleacă din biserică. Iubiți frați, cine a dat cuiva vreunui om dreptul acesta? Venirea unui om în biserică este rezultatul unei legământ între el și Dumnezeu. Nu între el și mine sau între, între persoana aceasta și biserică niciodată așa ceva. Un om trebuie să vină în biserică pe bază de cerere și trebuie să plece din biserică pe bază de cerere. Ați auzit cine a plecat din biserică? Cine a anunțat săptămâna trecută că pleacă din biserică? Nu ați auzit? <laughs> Mulțumesc, frate. Papa, sigur, papa Ratzinger, nu ați auzit? Da, 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 sigur că ați auzit. Acum a zâmbit toți. Papa Ratzinger a anunțat că se retrage din funcția pe care o deține. Am admirat extraordinar ceva. Eu am citit cărțile pe care le-a scris dânsul Iisus din Nazaret. Sunt fantastice, vi le recomand tuturor. Nu cred că vreun papă în istorie a scris așa ceva. E dovadă clară că omul acesta a crescut în Germania lui Luther. E dovadă clară că a încercat să, să fie cât mai imparțial posibil cu Evanghelia Domnului Hristos. Nu a scris ca un catolic, nici ca un papă. Ci a scris ca un creștin. Este extraordinar. Dar mi-a plăcut ceva foarte mult. La, o, la întâlnirea de acolo, a anunțat că se retrage din funcția de papă. Cum poți să faci așa ceva, frate? Dar papa este considerat soțul bisericii și trebuie să fie căsătorit cu ea. A zis, cine e soțul bisericii? Domnul Hristos. Așa. Dar întrebați-i pe acești conducători. Și ei vă vor spune că papa trebuie să rămână căsătorit cu biserica până la moartea lui. De asta, papa celălalt. Ioan Paul al doilea, al cărui spirit l-am admirat, curajul lui și deschiderea lui că a mers pe tot pământul, n-a mai stat încuiat acolo în Vaticana, a, pur și simplu a cutrerea pământul, acesta nu a avut curajul, în ciuda Parkinsonului pe care l-a avut, n-a avut curajul să pășească a, din, din poziția în care era, a, a înțeles ca o trădare dacă ar fi acest lucru. Pe când Ratzinger a spus, nu. Ratzinger a spus, soțul bisericii este altul este Hristos, eu nu sunt acela. L-au întrebat oamenii, zice, cum ai hotărât să te retragi? Cu cine te-ai sfătuit? Că n-ai vorbit cu comitetul bisericii, cu nimeni. Nu am vorbit cu nimeni. Știți cu cine am vorbit? Cu frate meu, are un frate în Germania. Și am, vorbit cu frate meu și frate meu a spus că nu mai sunt suficient de sănătos și de puternic să duc o astfel de slujbă. Foarte simplu. Am pe cineva care mă iubește. El contează foarte mult pe sfatul fratelui lui și, de asemenea, pe un purtător de cuvânt al fratelui lui, cu care s-a sfătuit în acest context. Și au zis ce scria în raportul acesta. Retragerea lui este efectivă imediat și no questions asked. Adică, nu are dreptul nimeni să pună întrebări. Câte abuzuri s-au putut face pe tema aceasta este greu de povestit. Câți oameni au fost torturați, interogați inchizitorial, prin comitete, prin fel și fel de investigații inimaginabile. Cine a dat acestor comitete, acestor așa numiți păstori de suflet, cine a dat dreptul acesta? Aceste cazuri ar fi trebuit luate și duse la tribunal. Ăștia erau oameni care trebuiau să stea în spatele gratilor. n avea voie să umble liber pe stradă. Cine a dat dreptul acestor oameni în numele bisericii sau religiei să chinuie sufletele altor oameni? O biată văduvă, sărmană, într-o biserică, dorește să-și să, să reface viața, după mai mult timp, fiind mama mai mai mulți copii, cu un om de suflet de tipul lui Iosif din Biblie. Așa este omul acesta. A luat-o pe ea de soție și copiii lui i-a făcut copiii ei. A, lucrul acesta a fost considerat în biserica respectivă crimă. Pentru că fratele acesta era un creștin cu o altă etichetă. A fost considerat, considerată o crimă. Nu a fost considerată, și nu este considerată crimă, lucrurile care se petrec în ascuns, chiar crime efective, care se petrec în ascuns, dar nu sunt prinse. Dacă nu ai fost prins. Este extraordinar, pentru, pentru unele biserici ești negustor cinstit, este extraordinar de de succes, ești aplaudat, ești promovat, ești pus în slujbă, pentru că n-ai fost prins, ești felicitat pentru că n-ai fost prins. Dar cineva ca această femeie care a venit deschis și a spus, eu am patru orfani lângă mine, eu nu pot lupta singură să cresc acești copii. Omul acesta mă iubește pe mine și iubește copiii aceștia, dați-mi o altă opțiune, n-avem altă opțiune. Dar dâns a spus, așa a scris o scrisoare și a spus, ca și papa Rațin, a zis, doresc să mă retrag. Și l-am auzit pe acest așa numit păstor de suflete, s-a dovedit după aceea ce fel de păstor a fost. L-am auzit spunând următoarele cuvinte, dacă era Caragiale acolo, el mai scria o piesă. Dacă era Caragiale acolo, vă spun. A spus următoarele citez. Ne pare rău, sora, nu se poate prin retragere, numai prin excludere. <laughs> Unde ești, Caragiale? Să te aud, unde ești? Ce ai fi scris tu acum? acestea, este, acestea sunt abuzuri cu tremurătoare pe care le-au comis oamenii în numele religiei creștine. Primirea sau plecarea unor oameni din biserică. Trebuie să fie pur și simplu o sărbătoare a libertății pe care o dă Dumnezeu unui om. Când unii au plecat de lângă Isus, nu scrie acolo că s-a dus după ei și i-a atras de și sau de haine. Hai, fraților, înapoi că ne scade numărul aici la biserică, nu mai ne desfințează. Nimeni. Nu scrie așa ceva. Scrie că Isus s-a întors către cei care n-au plecat și le-a spus așa. În cazul că aveți în suflet o problemă, în cazul că doriți să, să mergeți și voi, nu vă, nu vă simțiți obligați sau legați sau reținuți cu forța. Puteți merge oricând. Iar ei au dus acest argument, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și pe baza aceasta au hotărât să rămână lângă Isus. Nu au rămas fiindcă Isus i-a legat să i-a ținut, au rămas fiindcă au ales să rămână lângă Isus. Primul loc unde trebuie respectată libertatea unui om este biserica. Și dorim din toată inima ca felul cum a tratat Isus pe păcătoși, cum ne-a tratat El pe noi, la fel să tratăm noi pe cel de lângă noi. Astăzi avem o mare bucurie. Două persoane se vor adăuga la numărul fraților și surorilor din această adunare. Lucrul acesta este, e, puțin spus, o sărbătoare pentru noi. Și vreau să înțelegem clar și să ne bucurăm împreună cu cerul pentru lucrul acesta. Cu ajutorul lui Dumnezeu, avem parte astăzi de o binecuvântare dublă. Sora Debra vine ca prin cerere, prin marturisirea ei de credință, vine ca membră în biserica noastră. Și aș dori, o să o rog imediat să ne spună o poveste frumoasă, cum a ajuns lucrarea bisericii noastre în legătură cu niște rude ale ei în România, fără să știm unii de alții, fără să ne cunoaștem. Pe ce cale a lucrat Dumnezeu aici? Apoi avem pe fratele Alex, care a fost în altă biserică, acolo a avut experiențele dureroase sau mai puțin dureroase prin care a trecut, a luat hotărârea să-și mute prezența și lucrarea aici, în această biserică, să-și unească eforturile cu noi care suntem aici și să se închină lui Dumnezeu împreună cu noi. Întâi și întâi o să rog pe Debra. Debra, would you, would you, come? Would you come? I'm, I'm going to translate for you. I'm going to translate for you. Uh... Yeah, in fact, uh, I w I would prefer to have somebody else translating. This would be Wana. I think she's Ah, uh, uh, yeah, yes, da. She she told me. Uh, who else would be willing? No, 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 not not if I'm good or bad. <laughs> it's not about that. It's about uh, who? Doreen, come over. <laughs> Doreen, come over. <laughs> no you 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 cannot find a better translator than him he he is going to translate and interpret even your feelings let alone the <laughs> Bună seara la toată lumea. Um the way I got to know Pastor Butoi is um through my family. Uh, vreau să vă spun cum l-am cunoscut, cum am auzit pentru prima dată de fratele Butoi prin familia mea. Um from Romania. Um my mom has family over there and Mama are familie în România. And um I never heard of the church here in Miami or of Pastor Butoi. N-am auzit, până atunci nu auzisem de biserica aceasta română de aici din Miami sau de fratele Butoi de până, de până în acest, până la acel moment. Și um, când m-am mutat acum 2 ani aici în Florida, am vrut să cunosc, să explorez mai multe lucruri și să văd bisericile românești din zona. So I came here and I told my parents I was here Yes, oh, so, I'm yes. sorry. Uh, can you hear me now? I'm sorry. <laughs> and um, uh, they said, uh, uh, My family heard, uh, oh, it's Pastor Butoy. I didn't know anything about him or the church here, and they were so happy to hear. And um, my grandmother shared me a story of how a testimony of a woman came to know of. Uh, pastor Butoy and uh to coming into the faith in the church. Și bunica mea mi-a povestit despre experiența unei persoane care um, a venit în biserica noastră și prin ascultarea predicilor fratelor fratelui Butoi și a predat inima Domnului. Uh, she was a blind woman. She didn't have a relationship with God or the church. Se pare că se potrivește cu predica, că v-am spus că avem același... fără să știm, bineînțeles. Deci e vorba atât despre o persoană oarbă care a ascultat predicile domnului, Isus, domnului fratelui Butoi și nu avea o relație cu Dumnezeu, nu știa despre adevăr, a fost atinsă de Dumnezeu ascultând predicile acestea. And one night she was listening to one of his sermons talking about the Sabbath and it really touched her and she came into the church. Într-o seară asculta una dintre predicile fratelui Unicu, insistând pe pe sabbat și pe ziua de odihnă, a fost atinsă și s-a hotărât să devină un membru a bisericii noastre. And with that, um it touched me with knowing from how my family knew about him and now I'm I'm happy and honored to meet everyone here and thank you for welcoming me into your church. Ok, so după asta și-a dat seama, s-a bucurat de faptul că uh, pastorul acestei biserici era aici Și a avut experiența aceasta povestită de bunica ei Și probabil că e bucuroasă că a cunoscut și pe colaboratorul fratelui Nicu Butoi <laughs> yeah, yeah. Probabil că e și experiența aceasta Oricum uh, ce vreau să vă spun pentru că sunt mai mult decât un traducător în chestiunea aceasta, este că uh, sunt în fața dumneavoastră ca un exemplu viu a ceea ce înseamnă uh, o viață transformată și atinsă de Dumnezeu. Uh, o viață care a căpătat o maturitate spirituală prin experiența pe care a dat-o Dumnezeu și Că mai vedeți copaci prin locul acesta, eu vă asigur că eu văd frați, că văd oameni, că văd o familie, așa cum suntem, cu problemele cu. cel puțin pe mine m-ați aranjat destul de bine. Plec de aici cu tot ce trebuie <fie> <fie> și, uh, și n-am cum să lui, să uit niciodată locul acesta și nici nu-mi propun să fac așa ceva, pentru că la dumneavoastră reabilitarea este completă și, uh, cum am spus, uh, nu plec nici singur, plec. Plec plin de binecuvântări și în numele meu și al lui Debra vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi, că ați fost alături de ea și vrem să ne bucurăm în fața dumneavoastră ca niște copii care aparțin acestei comunități și aparțin credinței în Dumnezeu, în bucuria aceasta pe care o formăm în experiența de a-l cunoaște pe Dumnezeu. Mulțumesc! For the um, for the way he was treated here. And then he said he is sent back complete. <laughs> no, no, nothing is missing from the package. Everything <laughs> is, is complete. Uh, Deborah, I would like to ask you a few general questions before showing the, the happiness and um, uh, the gladness of the church in welcoming you in uh, her membership. Uh, did you make um, um, did you make this covenant with Jesus in your life, in your personal life, that He will be your Lord and Savior for the rest of your life and your eternity? Yes, I did. Yes, yes I I did. you did. Uh, did that impact every area of your life? Very much so. Very much so. Praise the Lord for for your answer. Uh, in becoming a member of the church. I am sure that the same Lord that rescued you from sin and death will make you a disciple of His of Him and you will minister here in the church or wherever you will be in with the gifts that the Lord gave you. Are you ready for this? Yes. Yes, you are ready. Uh, ne-a spus că nu există nicio arie a vieții ei care nu a fost atinsă de prezența acestui Mântuitor în viața ei Amin. și ne-a spus de asemenea că vrea să își unească viața împreună cu Biserica de aici și darurile pe care Dumnezeu le-a dat și să poată să slujească împreună cu noi în această lucrare a Evangheliei în lume. S-a înțeles bine lucrul acesta? Amin. Da. Uh, toți cei care sunteți fericiți în adâncul sufletului vostru, ca acest uh, suflet prețios câștigat prin sângele Mântuitorului nostru, vine aici astăzi ca membru, vă rog să ridicați mâna dreaptă sus. Amin. Everybody said welcome. Thank <laughs> you. Okay. The Lord bless you, Deborah. Thank you, sir. The Lord bless you as a member of the church, as a future wife of this minister of God. And may your work and your efforts and your prayers be heard above and may the Lord bless and accompany you on the way. Thank you so much. God bless you. Thank you. God bless. Thank See you. The Lord bless you. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much. Uh, frate Alex, uite, ia microfonul ăsta. Okay, thank you. Oase vino aici, terror. Vino aici pentru câteva clipă. Fraților, fiecare om pe pământul acesta este unic. Absolut fiecare om. În fiecare om a pus Dumnezeu daruri unice. Niciun om pe pământ nu poate să facă lucrarea altui om. Expresia asta, aceasta. Dacă nu, nu unul unu pleacă, Domnul o să o trimită pe alții. Niciodată nu stă în picioare această expresie. Când unul pleacă sau când unul nu este, nu are cine în întreg universul acesta să vină să mă ocupe locul acestei persoane. E o lucrare unică, nu are cine să o facă. Eu îndeplinesc lucrarea mea, tu îndeplinești lucrarea ta, fiecare pentru locul lui. Biblia spune, locul tău va fi gol acolo, indiferent ce lucrare pe pământ este cineva chemat să facă. Fratele Alex a încheiat lucrările pe care le-a avut cu biserica precedentă unde a fost și dorește să fie primit în mijlocul nostru astăzi pe baza mărturisirii de credință. Una din cele mai... Cum să traduc embarrassing acesta? Rușinoase, Rușinoase uh, slujbe pe care le-am văzut în viața vieților mele a fost când un mare creștin, un creștin ale cărui versuri sunt astăzi citate și cântate pe toată planeta românească, omul acesta a fost interogat în fața unei biserici întregi i s-au pus 27, 27 de întrebări acestui om ca unui analfabet, ca unui începător, ca, unui, ca care a căzut din copac în gât ieri. Așa a fost investigat în fața unei biserici pentru a-i se reface calitatea de membru al bisericii. A manifestat o răbdare și o înțelegere și o maturitate rară omul acesta. Nu știu pentru cine s-a făcut această treabă. Cred că erau unii acolo Însetați după așa ceva. Ar fi o parodie să întreb pe omul ăsta dacă el crede în Dumnezeu sau nu. Ar fi o parodie. Ar fi o parodie să-l întreb dacă are viață de familie ordonată, dacă trăiește, pentru că am fost la el la am stat de vorbă cu el. Am fost de trei ori în casa lor și am discutat, m-am asigurat de intențiile și de dorința unui om. Cu sora Debra astăzi am stat de vorbă și m-am asigurat Într-adevăr, intenția și dorința ei profunde în sufletul ei sunt pentru a sluji și a sluji pe Dumnezeu. Singurul lucru pe care aș dori, frate Alex, să te întreb este uh, lumina pe care ai căpătat-o din scriptură până astăzi, cât ai călătorit cu poporul lui Dumnezeu. Este vreun lucru oarecare pe care l-ai învățat, uh, în care, la care ai renunțat, nu mai crezi în el sau l-ai abandonat pe drum? mă refer la uh, crezul general al comunității și al creștinilor care sunt în prezență aici și cu care vrei să devii frate și membru. Nu am renunțat la nu nimic. Nu ai renunțat nu. la nimic. Uh, este ceva în viața ta astăzi care te-ar obliga să cer lui Dumnezeu timp și să-i spui, Doamne, nu mă chema astăzi, cheamă-mă puțin mai târziu. Este ceva care te-ar împiedica astăzi, care știi tu. Nu. Nu. Amin. Iubiți frați, dacă pe el personal nu îl împiedică nimic, mă întreb dacă pe noi ne împiedică ceva să ridicăm mâna dreaptă sus și să ne bucurăm într-adevăr că Dumnezeu aduce încă un ajutor în mijlocul nostru. Amin. Toți cei care sunteți de acord, mâna dreaptă sus. Amin. O rog pe sora Gabriela să opereze în registru. Dumnezeu să te binecuvânte și la fel și pe tine, frate Alex. Domnul să-ți dea lucrul de care ai nevoie, experiența în viață de care ai nevoie. Un singur lucru dorim pe pământ, vrem să petrecem veșnicia împreună. Asta nu este dorința. Dumnezeu să fie cu tine, frățioare. Domnul să ne ajute. Cele bune. Bun. Iubiți frați, nu știu, frate Răzvan, aici se încheie programul nostru? Da. Dacă este așa, aș dori ca să vă spun un taină, să mă spovedesc adică puțin spovedania constă în următorul lucru. Dacă ar fi trebuit să plec sabatul trecut la evangelizare, probabil că aș fi plecat atât de amărât, încât jumate din uh, minte și din suflet ar fi continuat să se preocupe sau să se zbuciume cu lucruri negative. Dar plec astăzi, după acest sabat, <laughs> plecând după acest sabat, Vreau să vă spun că va trebui să derulez un film așa de frumos, începând de aseară și până în clipa aceasta. Duc cu mine în suflet atmosfera aceasta a speranței, a bucuriei, a darurilor lui Dumnezeu, pe care le-am văzut manifestate astăzi în mijlocul nostru. Și a bucuriei că vom vedea în acest loc lucruri mari și minunate pe care Dumnezeu le va face nu datorită împrejurărilor, ci în ciuda lor. Așa obișnuiește el să facă. El nu se împiedică în împrejurări. Scrie Biblia că el schimbă vremile și împrejurările. El le schimbă acest, dacă e nevoie. Dumnezeu mișcă o țară pentru un om. Nu e greu, dau popoare pentru tine. Dau neamuri pentru mântuirea ta. Așa știe să facă Dumnezeu lucrările lui, pentru că al Domnului este pământul și tot ce cuprinde în el. Dorim din toată inima să, să mulțumim acestui mesager al muzicii care a fost astăzi cu noi. Absolut, absolut. Vreau să vă mai spun ceva. Tradu-l, Dorin, tradu Acolo acolo. Vreau să vă mai spun ceva, fraților, să nu gândiți că sunt întâmplătoare aceste lucruri. Nu poate fi pe pământ sărbătoare fără să fie sărbătoare în ceruri. Și când Dumnezeu are o sărbătoare pe pământ, El scrie în Biblie fluieră și cheamă când pe unul, când pe altul și îi pune în program. Acesta, aceasta este lucru pe care îl face El. Mă reîntorc în această comună uriașă de peste 10.000 de locuitori, unde se găsesc astăzi 5 mari biserici adventiste, 2 mari biserici ortodoxe, 10.000 de locuitori, deci, sunt acolo mă întorc după 16 ani acolo. Între timp, nu știu dacă am călcat o dată în țară în 16 ani să nu fiu întrebat când am de gând să revin acolo. În Comuna Peret, în județul Tellerman. Multă lume crede că sunt născut acolo. Am tăcut din gură, nu le-am zis că nu e așa. <laughs> am tăcut din gură să vă spun de ce. Pentru că într-un fel sau altul am fost născut acolo. În ce sens? În sensul unor lucrări pe care Dumnezeu ni le-a îngăduit acolo, pe care nu le-am văzut nicăieri în altă parte. În fiecare loc e ceva specific. Acolo este locul unde Dumnezeu ne-a trimis ploaie în urma unei rugăciuni, în mijlocul unei uscăciuni teribile de 8 luni, prin care a trecut zona aceea. Acolo Dumnezeu a făcut să participăm la cel mai mare botez din istoria locului acela. Acolo Dumnezeu a făcut pe oameni să pună umorul și unii care inițial au fost persecutorii credinței, unul dintre ei, cineva mi-a spus că omul acela a declarat că mă va omorî, oriunde mă va întâlni și am spus că voi muri foarte fericit dacă din acest motiv trebuie să mor. Nu poate să fie o moarte mai frumoasă decât să mori pentru Domnul. Omul acesta, vreau să vă spun că a fost pur și simplu nu, puțin spus vizitat de Duhul lui Dumnezeu, cu tremurat de Duhul lui Dumnezeu prin ceea ce s-a întâmplat în viața lui. Purtarea lui se poate încadra în ceea ce scrie în Galate, în capitolul 1, purtarea mea de altă dată. El are două vieți, una e viața de altă dată și una e viața de acum în Hristos. Dar pe când era el în viața de altă dată și în purtarea de altă dată, a venit acasă înfuriat peste măsură de mult. Soția dumnealui tremura când el se apropia de casă. A fost doi ani, cred, cu un gard mare de metal la poartă. N-a avut voie să deschidă poarta în exterior, către stradă. Regimul ei de viață era expresia mâniei soțului pentru credința ei. Dar în timp ce era arestată la domiciliu și sequestrată acasă, această femeie a continuat să lucreze pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Chema copii de la școală care treceau pe stradă și te dea o Biblie sau două și spunea du-te în sat la cutare persoană, lasă cartea aceasta, du-te la cutare persoană, du cartea aceasta. N-a încetat să lucreze femeia aceasta în timp ce era sequestrată acolo. Acum el se întoarce acasă, dar pe drum, în drum spre casă, Dumnezeu l-a pregătit pentru ceea ce urma, S-a oprit în comuna Dragoslavele rucări din cauza că a făcut o pană la mașină. S-a spart un rulment. Un rulment nu poate fi tăiat cu bonfireul, nici scos de pe axă, trebuie tăiat cu sudură. Obligatoriu. Așa era sistemul la, la mașina aceasta, la tiro acesta cu care merge el în Europa. A tras mașina pe dreapta și a început să... s-a uitat la rulmentul acesta, se pregătea să sune, să ceară ajutor, să vine cineva să-l taie acolo. Între timp, un mesager al lui Dumnezeu, un tinerel de probabil că a avut 13 sau 14 ani, un copil de la casa de copii care nu-și cunoaște părinții și care a venit la biserica din Câmpul unde am, în timpul ăla am avut ocazia să lucrez, copilul acesta coboară de pe munte în fața lui, direct fără să știe cine este omul acesta, ce e cu el acolo și rostește solia lui Dumnezeu. Dumnezeu are o mare lucrare de făcut cu tine. Să nu te împotrivești lui Dumnezeu. Când aude iară de Dumnezeu omul ăsta care era turbat și înjurat de Dumnezeu continuu, când aude iară de cuvântul Dumnezeu, n-a scăpat nici aici, țipă la luată cât poate. De unde știi tu, băi? Și copilul, fără să se sperie niciun pic, stă drept în fața lui pentru că întării Dumnezeu și spune, eu știu de unde știu. Bietul om a rămas fără nicio putere, copilul a urcat înapoi pe munte la o casă unde stătea acolo. După ce a plecat copilul, rulmentul a sărit singur de pe axă. Cum l-a atins, cum a sărit afară. A rămas încremenit. A plecat acasă. Acasă vrea să se izoleze. Vrea să se izoleze. Mama lui oferă de băut. Nu vreau să beau. De obicei bea. Nu vreau să beau. Copiii nu spun nimic, stau într-o parte, soția într-o parte, ia telecomanda, vrea să aprindă televizorul ca să se refugieze. Știți, televizorul este un fel de galerie de astea pe sub pământ, te bagi în și nu mai vezi nimic. Deci te ocupi de un film, de ceva acolo ca să... Să fugi de realitate, adică să fugi de glasul lui Dumnezeu care îți vorbește. A luat telecomanda și încearcă să vadă el un film care era pe turci. Pe programul turcesc îl prindeau ei acolo. Când a dat acolo, în loc de filmul pe turci, apare altceva cel mai omul pe care îl ura cel mai mult și pe care a spus că vrea să-l omoare, apare în ecran acolo, apare casa de cultură din comuna respectivă, din comuna Peret, unde voi fi cu ajutorul lui Dumnezeu vineri seara. Și e, omul nu poate să creadă că este invadat la el în casă, el nu are cablu. El nu, el nu poate, el nu are cablu, nu are cum să ajungă la el așa ceva. Nu are cum să ajungă la el așa ceva. Numai la oamenii care au cablu merge treaba aceasta. E normal este stația de cablu din comună și merge numai pe cablu, dar el nu are cablu. Și totuși cum a apărut aici? A apărut. Și mâine seară din nou, și poi mâine seară din nou, și răspoi mâine seară din nou. A sunat la București, la compania lui și a spus, vreau să mi se dea pe loc concediu. Nimeni nu știu de ce trebuie concediu în jumatea iernic, ce vrei să faci, niciun răspuns. Stă în fiecare seară și urmărește la televizor. Aceeași minune se întâmplă în fiecare seară. Fără să fie conectat la sistem, televizorul lui de redă programul. Îl cheamă pe fratele lui, care este specialist în domeniu, și zice, de ce, cum prinde televizorul ăsta? Cum e posibil să prinde ăsta programul de acolo? Frate, să o spune, e imposibil. De moment ce nu ești pe rețea, cum o să prinde? Niciodată nu se Ce ar însemna să meargă la toată lumea orice? Nu mergea la toată lumea orice, dar la el mergea. După ce 21 de zile a stat în fiecare seară cu telecomandă mână și s-a repetat minunea aceasta, a chemat pe soția lui și i-a dat un bilet. Eram la sală acolo și am văzut-o pe această doamnă după foarte mult timp. A fost eliberată, a fost emisă cu un, un bilet la sală. Și scrieam bilet așa, a se citi la televizor. M-am dus în fața camerei. Programul era transmis în toată în comuna acolo, pe cablu. m dus în fața camerei, am luat scrisoarea lui și am citit-o. Către toți locuitorii Comunei Peretul, vreau să se știe că am fost rănit cu cuvântul lui Dumnezeu 21 de zile și am hotărât să devin creștin. De astăzi înainte, toată lumea vreau să știe acest lucru. După amiază a apărut în persoană. Dimineața am citit mesajul acesta, după amiază a apărut în persoană. Ne-am salutat. Și îmi pune întrebarea aceasta: îmi dai voie? Am auzit că predici pe multe comuni pe aici, înainte să vii de seara aici. E adevărat. Îmi dai voie să te însoțesc cu mare dragoste. Prima comună unde vom merge și vom predica este Plosca, o comună uriașă, o biserică uriașă. Sunt trei biserici în comună, dar nu mergeam la cea mai mare, pentru că acolo venea toată lumea. Nu avem pe unde să intrăm în această biserică uriașă. Intrarea este blocată. Atunci o să intrăm pe ușa de pompieri pe la pompieri și nu avem cum să mergem în altă parte, nu mai este niciun loc, toată lumea este în picioare, peste tot, e plin, arhiplin. Singurul loc care a rămas este pe Amvon. Acolo sunt trei scaune. Acolo a luat loc el pe Amvon și a petrecut prima lui o oră din viața lui în Biserica lui Dumnezeu, a petrecut pe un Amvon, pe Amvon, pe un scaun. Privind toți oamenii care erau acolo, oamenii din sală gândind că face parte din formația noastră care predicam Evanghelia. Am mai mers mai departe unde a fost programul, seara ne-am întors acolo. Omul acesta a primit botezul cu 140 și ceva de alți oameni, a devenit un mare misionar și avându toate averile și pământurile și mașinile și tractoarele și tot ce a avut pe lumea aceasta, toate aceste lucruri le-a pus în lucrarea lui Dumnezeu. Merge astăzi în cele mai sărace sate, merge în închisori, merge în spitale, în case de orfani. Întreaga lui viață și a soției lui sunt dedicate acestei slujbe a lui Dumnezeu. Riscăm uneori să judecăm prea devreme un om. Riscăm să judecăm un produs după ambalajul lui. Riscăm să luăm în seamă eticheta și nu ce conține un anume material sau un anume produs care ne este dat în mână. Chiar un om al lui Dumnezeu a văzut în Pavel o primejdie, dar Dumnezeu a spus, nu, nu este o primejdie. Nu este o primejdie. Ce omul acesta va duce Evanghelia în lumea întreagă. Cine ar fi crezut vreodată că omul acesta va duce Evanghelia pe care se hotărâse și pe care a persecutat-o atât de sălbatic și atât de rău? Sâmbătă dimineața, când se citea scrisoarea lui la televizor, a încercat din nou cu telecomanda. Nu mai merge televizorul sunt numai purici pe programul ăsta, nu merge nimic. A încercat iară, a încercat iară, nu merge. Deodată fliș, să aprinde televizorul. Când se aprinde, tocmai atunci am citit scrisoarea lui. Cum am terminat de citit scrisoarea, bum, s-a stins televizorul din nou. Încearcă din nou, încearcă din nou, nu s-a mai aprins niciodată. Domnul a vrut să-i arate că nu a fost aceasta o întâmplare din ale electronice, ce a fost condus de divinitate, pentru un om care în mod sincer lupta împotriva credinței în Dumnezeu. Iubiți frați, cu permisiunea voastră o să duc salutul vostru acolo. Vreau să vă spun că sunteți foarte iubiți și respectați de oameni mulți. Multă lume se roagă pentru voi. Și eu cred în rugăciunile acestea. Cred din toată inima mea. Dumnezeu le va asculta. Pentru că, prin bunăvoința voastră și prin ajutorul lui Dumnezeu, mulți au fost binecuvântați și întorși la Domnul aș dori să participăm la închiderea serviciului divin împreună. Aș dori să cântăm iarăși Domnului și să-i spunem în cuvintele cântării noastre simțămintele sufletelor noastre pentru El și pentru lucrarea la care ne-a chemat El. Cântarea se numește Iisus trăiește. Acesta este mesajul pe care trebuie să-L ducem în lume. Nu al unui Dumnezeu din cărți, ci al unui Dumnezeu viu, care lucrează în viața noastră, ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, ce am auzit cu urechile noastre, ce am trăit, aceea vă vestim. O să ne ridicăm. această speranță care umple sufletele noastre de lumină, de dragoste. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că vei veni iarăși. Tu așa ai promis. Cuvântul Tău este zidit pe promisiunea Ta. Și Tu ai spus, Doamne, că mai degrabă vor trece cerurile și pământul decât cuvântul Tău să treacă. Te așteptăm în fiecare zi, Mântuitor iubit dă ne putere să veghem asupra căilor noastre. Înțelepțește-ne, Doamne, niște vremi așa de periculoase ca acestea și învață-ne să umblăm pe căile Tale. Fă să ne vedem din nou în fața Ta, Doamne, plin de bucurie și de fericire că Dumnezeu a fost cu noi. Tu ești averea noastră, Tu ești puterea noastră, Tu ești speranța noastră, Tu ești motivul nostru de a trăi sau de a muri. Îți mulțumim din adâncul sufletului că ne-ai dat harul să te cunoaștem. Tu ești pentru noi, Doamne, viața veșnică și cetatea de scăpare a lui Dumnezeu. Primește dar mulțumirile și închinarea noastră, Tată, în numele Domnului Isus și prin Duhul Sfânt. Amin.